Bună ziua, ne aflăm la Biblioteca Centrală Universitară, care este gazda celei de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de Comedie, seria de conferințe din cadrul festivalului. Care este accentul pe care îl puneți anul acesta? Ați avut o participare numeroasă, nu numai din Europa, și din multiple alte țări. Păi ăsta e accentul poate cel mai important, faptul că s-au reunit aici, în acest spațiu foarte elegant, foarte nobil al Bucureștiului, oameni de cultură, teoreticieni, critici de teatru din toate continentele. Avem un invitat de marcă, profesorul Hastings Lehmann, care e poate în momentul de față cel mai important teoretician de teatru al planetei, dar avem invitați din Canada, din Africa, din Asia și evident din Europa, pentru a vorbi cu seriozitate despre o temă care e extrem de importantă, comedia pe scenă, comedia în lumea în care trăim. Și mai ales puterea ei de a ne transforma, de a ne face mai atenți la ce se întâmplă în jurul nostru și mai atenți unii la alții. Iar tematica am subsumat-o într-o titulatură care cred că sună foarte bine și foarte inspirat: râd, deci gândesc. Până la urmă, a râde nu e doar un act epidermic, nu e doar o reacție spontană și instantanee la ce se întâmplă în jurul nostru, e rezultatul unei meditații, unei anumite relații cu lumea și cu noi înșine. Cele două zile de conferință includ dezbateri ale participanților din China, din Nigeria, din Bulgaria, din diverse țări. Cum ați sumariza, practic, puterea comediei în contextele politice din toate aceste țări atât de variate? Puterea comediei este aceea de a crea o anume reacție, de a transmite un mesaj și de a spune lucruri care în alte împrejurări ar fi foarte greu de comunicat. Puterea comediei ține de felul în care ne raportăm la lume, la ce se întâmplă în viețile noastre, dintr-o perspectivă care e deopotrivă relaxată, dar care ne și responsabilizează. Puterea comediei înseamnă mesajul adevărului transmis sub o formă foarte relaxată, dar cu același conținut și cu aceeași eficiență ca și într-o tragedie. Puterea comediei înseamnă libertatea de a râde și capacitatea fiecăruia dintre noi de a înțelege câte ceva despre lumea în care trăim. Înseamnă adevărul transmis în forma lui cea mai pură, cea mai directă și cea mai umană cu putință. Puterea comediei înseamnă ceea ce ne aduce împreună în teatru, într-o sală, atunci când râdem și când toate diferențele sociale, culturale, economice și umane dispar. De ce mai râdem în ziua de astăzi, în România, de exemplu? Râdem de ceea ce se întâmplă, râdem de ceea ce avem capacitatea să distingem ca problematică reală, râdem de ceea ce ne stârnește imaginația, râdem de scena politică, râdem de marile paradoxuri care ne înconjoară, dar râdem în același timp și de acele teme universale din totdeauna și pentru totdeauna. Este marea calitate a comediei de a ne prezenta și subiecte care țin de actualitate imediată a fiecăruia dintre noi, dar și acele aspecte etern umane ale existenței noastre, care sunt valabile din antichitate până astăzi și probabil pentru toate timpurile. Cum au perceput invitații dumneavoastră internațional România și mai ales teatrul de comedie din România? Se bucură cu toții de acest festival, care e un dar frumos făcut nouă și lor în același timp, de teatru de comedie, FESCO. Se bucură de spectacolele pe care le văd și trăiesc împreună cu noi această atmosferă de interogație intelectuală asupra temelor comediei.